Bună seara, s-a întunecat, am venit și eu să fac tratamentul. Iată, așa am pregătit fundul stupului, sertarul, unde voi vedea rezultatele dimineață. Am înfundat urdinișul cu bureți, iată așa. Înfundat așa, ca să pot să fac tratamentul. O să vă arăt cât am pregătit. Iată aici, am pregătit două benzi cu câte 4 picături, adică 8 picături. Se recomandă 5, dar eu, fiindcă este un test, am pus 8. O să pun stativul ca să pot să vă arăt cum dau foc. Iată, punem aici. Așa. Mai dau foc și... vom închide și rezultatele vom vedea dimineața. Iată cum procedez eu. O să pun ambele una lângă alta aici. Numai această albinuță să se ducă de aici. O să încerc să mă mișc cât mai repede ca să... dau foc la ambele. Așa, se pare că arde. Cunem și lăsăm cam 15 minute aproximativ. Cam asta este tratamentul. Dimineață, cam ce o să fie. Nu avem pierdere de fum. Așteptăm vreo 10-15 minute, după care scoatem bureții și asta e tot. Albinuțile spălau urdinișa, dar n-am putut să închid plăcuța de zbor, că turteam foarte multe albinuțe, așa. O să vin aproape, poate se aude zumzetul, care se face în momentul în care intră fumul la albinuță. Încep și ventilează foarte puternic. Bun, cam asta este. Dimineața vom vedea rezultatele. Iată, ca prin magie, s-a făcut dimineața, s-a făcut ziua și am venit să verificăm varoa. Iată, așa arată el și căutăm varoa, să vedem dacă găsim. Să vă arăt unde sunt varoa, păduchii, aici avem unul. Iată aici, unul, aici, altul, doi,
2. Acum am găsit 2. Ca să mai căutăm. Avem 3. Aici, 4, 5, 6, aici avem 7, 8, 9, avem 10, 10, eu am numărat 10. Probabil mai sunt vreo 5. Și estimarea mea de 15 păduchi a fost foarte bună. Iar infestare cu varoa practic nu există. La 12 rame de albine, la 11 rame de albine, să zic așa, 15 păduchi e super bine, super, super bine. Bun, deci acesta este efectul uleiurilor esențiale. A fost, să zicem așa, foarte eficient. Eu cred că dacă în octombrie o să, cel mai probabil, mai mult de 10 păduchi per colonie, 15 să fie maxim, văd că acesta o să fie. Și l-ați văzut cam cât puiet am eu la ora actuală. Bun, cam atât am vrut să vă arăt. Deci, cine dorește, poate folosi uleiurile esențiale, au un efect foarte bun. Într-adevăr, este de lucru, dar varoa aproape de 1 august nu există în stup, e foarte eficient acest tratament cu uleiurile esențiale. Bun, până data viitoare, numai bine!